Bună ziua, dragii mei, și bun găsit la o nouă etalare. Astăzi vă invit la etalarea zilei de 12 martie, de 13 martie, îmi cer scuze, da? 13 martie. Este o zi în care culoarea roz este importantă. Este importantă să o purtați. Este o zi în care putem face o rugăciune și să ne gândim dacă ne dorim să călătorim la o destinație precisă. Și, spre exemplu, ceva ne împiedică sau nu avem bani, nu mă refer la virusul de care este și care a panicat întreaga lume. Sper că sunteți ok și sunteți sănătoși, sunteți și aveți energia necesară să treceți peste aceste particularități pe care Universul ni le oferă, dar sunt doar experiențe care nu fac altceva decât să ne întărească, să ne dea o stare de conștiință mult mai aprinsă. Poate că uneori fie am călătorit prea mult, fie n-am călătorit deloc, fie am muncit prea mult, fie nu ne-am odihnit suficient. Este bine să reevaluăm anumite detalii în această perioadă în care, după cum ați văzut, granițele sunt închise și așa mai departe. Dumneavoastră știți mai bine, sunteți mai apropiați acolo, eu aici în Canada este altfel, altfel se desfășoară lucrurile, deși și aici este, aș putea spune, o panică extrem de mare. Nu știu dacă știți, eu lucrez la urgență, sunt asistent medical acolo și deci este destul de greu, aș putea să vă spun. Ce vroiam să mai adaug? În afară de culoarea roz, așa cum aveți, puteți folosi această zi pentru a vă gândi să ajungeți la o destinație precisă, o destinație anume la care ați visat de mult, poate n-ați avut bani sau ceva v-a împiedicat să ajungeți acolo. Puteți să vă uitați pe internet la o poză anume sau dacă aveți o vedere cum erau pe timpuri, deși nu cred că mai sunt, cel mai bine este să luați o poză de pe internet, să vizualizați această țară, această locație, casa respectivă, locul respectiv, unde vreți dumneavoastră să ajungeți și să scrieți pe un bilețel ca și cum ați trimite cartea aceea poștală, cum era odată, ați trimit-o cuiva, da? Și să scrieți acolo pe acest bilețel: m-am simțit foarte bine în locul respectiv, unde vreți dumneavoastră să ajungeți. Și să meditați asupra acestui lucru, să faceți rugăciunea cum vreți dumneavoastră. Astăzi am văzut un mesaj care mi-a displăcut extrem de mult. Cred că etalarea aceasta o să fac mult mai mare, o să puteți derula dacă nu vreți să ascultați ceea ce am de spus. Însă cred că este important să spun acest lucru. Am postat o poză pe pagina comunității pe acest canal cu mine și Buddha, o statuie din Buddha, al lui Buddha, pe care am găsit-o în Statele Unite. După cum știți, eu am foarte multe statui cu Buddha și foarte multe lucruri. Eu sunt ortodoxă, român ortodoxă, am și statui cu Fecioara Maria, cruce la gât port și așa mai departe. Nimeni nu mă împiedică să-mi schimb religia sau, în fine, să am o schimbare în principii și în valori. Nu asta înseamnă că dacă îți schimbi religia nu ai anumite principii și valori, nu. Dar eu tolerez orice altă religie de pe acest pământ, tolerez orice altă statuie, orice alt lucru care aduce bine. Acolo unde este iubire, este Dumnezeu. Sub orice formă și orice denumire pe care o dați dumneavoastră Dumnezeului. Pentru că alții numesc într-un fel, unii într-un fel, alții într-un fel, etc. Nu, dragii mei, eu tolerez pe oricine care are și consideră că poate să facă bine, da? Care are în vibrația sa, ca și religie, o anumită structură. Aceasta înseamnă să fii tolerant, să fii spiritual. Diferența între spiritualitate și religie este o dezbatere extraordinar de mare. Acum, ca să vă spun despre mine istoria, eu am fost profesor în România, profesor de istorie. Am studiat istoria religiilor la facultate, dar nu asta contează. Contează faptul că
este frumos să tolerezi, este frumos să crezi că Dumnezeu este iubire și că acolo unde este iubire, există Dumnezeu. Asta nu înseamnă că acolo, pentru că sunt atâtea multe răutăți în lume și atâtea multe, enorm de multe lucruri, copii care decedează și te întreb oare Dumnezeu de ce a făcut asta. Deci nu sunt lucruri pe care noi să le chestionăm, adică să ne... Alții îmi spun de ce nu vorbesc română. Vorbesc în franceză și engleză aici în Canada și mi-e greu să traduc. Să ne întrebăm, vreau să spun. Să punem foarte multe întrebări, dar de ce s-a întâmplat asta sau de ce s-a întâmplat asta? Sunt lucruri care ne oferă anumite experiențe în viață. Totul este să te ridici, să mergi mai departe și să ai încredere în tine. Dar bun, haideți să revenim la etalarea zilei de 13 martie. Ziua de 13 pentru mine este norocasă, să știți. Părinții mei s-au căsătorit pe data de 13. Nu este o zi pe care eu să o consider ghinionistă, dar într-adevăr, ca suspiciune, data de 13 este totuși o dată care rămâne pentru mulți dintre noi extrem de suspicioasă. Haideți să vedem, dragii mei, între cele 5 variante. La final voi vorbi despre energia zilei, da? Văd că foarte multe întrebări ca și energia a zilei văd în mintea dumneavoastră, dar haideți să începem cu cei care ați ales cartea numărul 1. Foarte multe responsabilități. Aveți impresia că totul se destramă, că nimic nu este așa cum dumneavoastră v-ați dori, că nimic nu se leagă, da? Că aveți foarte multe de plătit, că nu mai scăpați de anumite datorii, de anumite facturi sau ce aveți dumneavoastră, dumneavoastră știți mai bine, dar vi se pare un stres, o apăsare sufletească extraordinar de mare. Pentru unii foarte multe responsabilități la serviciu, dar pentru majoritatea parcă sunt datoriile, banii, financiar, dar și pe plan, bineînțeles, profesional. Multe responsabilități la serviciu și de asemenea un stres legat de faptul că nu puteți primi un anumit venit pe care dumneavoastră vreți, un anumit împrumut, dar mi-arată și o relație în care sunt implicate mai multe persoane și vă este teamă că persoana respectivă nu vă face declarația de dragoste pe care dumneavoastră vreți să o ascultați sau să o auziți, da, cu alte cuvinte. Cartea numărul 2, dragii mei, pentru voi fie aveți impresia că cineva se joacă cu mintea dumneavoastră, că își bate joc de dumneavoastră, emoțiile dumneavoastră sunt puse la pământ sau dumneavoastră veți decide astăzi să nu vă mai intereseze de partea cealaltă, să nu vă mai intereseze de o anumită persoană. Poate să fie o persoană în gemeni vărsător balanță sau o persoană brunețică cu tenul alb, dar parcă nu v-ar mai interesa. Dumneavoastră ați vrut, ați avut vise, ați avut un proiect în viitor, fie cu această persoană, fie în general, în principiile dumneavoastră, dar iată că circumstanțele au făcut în așa fel încât acum să fiți extrem de hotărâtă sau hotărât să nu mai acceptați nimic din partea persoanei respective. Așteptați să vedeți ce vă spune pentru a lua o decizie. Sunteți în așteptarea comunicării cu această persoană pentru a lua decizia care este cea mai bună, dar majoritatea orică vă gândiți să părăsiți această relație, această persoană care nu vă mai convine pentru a putea găsi pe cineva care să vă ofere confortul necesar. Cartea numărul 3, cei care ați ales-o, astăzi 13 martie, dumneavoastră aveți impresia că cineva încearcă să se detașeze de voi. Aveți impresia că nu v-ar mai dori, că nu se mai gândește la dumneavoastră. De asemenea, văd pe cineva care ar putea avea un proces legat de o sumă de bani, pentru o sumă de bani la care nu renunță. Este o muncă depusă, în unele cazuri un partaj, dar nu renunțați, atât dumneavoastră cât și persoana respectivă. Există ceva la care nu renunțați. Și câtorva persoane le este frică de o detașare emoțională, le este frică de o situație în care sănătatea lor ar putea să le afecteze finanțele.
și să vă afecteze de asemenea starea de spirit. Alții aveți impresia că nu mai sunteți la fel de puternici din punct de vedere romantic, da? Al atracției, că nu mai sunteți atrăgător, atrăgătoare. Începeți să vă gândiți și să vă creați anumite lucruri, scenarii în mintea dumneavoastră. Nu cred că este cazul, dar dumneavoastră știți mai bine. Cartea numărul 4. Aici dumneavoastră încercați să adunați mai multe informații. Mai multe informații despre o situație anume, despre o persoană anume. Încercați să spionați, să vedeți ce se întâmplă, vă uitați și vă documentați foarte mult pe rețele de socializare despre situația respectivă sau despre persoana respectivă, dumneavoastră știți mai bine, o persoană pe care ați pierdut-o sau o situație pe care ați pierdut-o de sub control, să spun așa, ceva care v-a oferit și v-a adus o tristețe foarte mare. Atenție astăzi că cineva este cu ochii pe dumneavoastră, aveți grijă în transport public să nu vă fure cineva ceva, da? Pentru că aceste două cărți pentru mine este ca și cum cineva ar fi cu ochii pe voi să vă fure ceva anume. Poate să fie într-un transport în comun, poate să fie în public sau efectiv cineva cu care dumneavoastră deja aveți o anumită discuție să încerce să vă fure în ghilimele ceea ce munca dumneavoastră. Da, cu alte cuvinte. Cartea numărul 5, astăzi veți primi o ofertă, o ofertă financiară din partea unei persoane pe care dumneavoastră o știți deja. Sau veți primi un răspuns despre o bursă, anume bursă de studiu, sau un împrumut financiar. Da? Cineva vă va împrumuta cu o sumă de bani, va sări în ajutorul dumneavoastră. Nu uitați că poate să fie și viceversa. Puteți dumneavoastră fi cei care ajutați, cei care suportați și ajutați o persoană anume. Astăzi, pentru că alții dintre dumneavoastră veți primi un mesaj de genul bună ce faci sau doar bună, un mesaj oficial, formal, din partea unei persoane dragi vouă. O persoană extrem de matură, o persoană care știe ceea ce dorește, o persoană stabilă. Alții, așa cum v-am spus, primiți această ofertă din partea unei bănci, din partea unei instituții financiare, din partea unui guvern și așa mai departe. Este ceva pozitiv pentru dumneavoastră, dragii mei. Energia zilei de 13 martie vă găsește foarte gânditori, extrem de gânditori, foarte multe în mintea dumneavoastră care se derulează, nu știți ce decizie să luați, nu știți încotro să o apucați, nu știți cum va fi viitorul, vă gândiți, va fi bine, voi avea succes, voi avea reușită, ceea ce se întâmplă în viața mea de acum încolo, și răspunsul este da. Veți avea această reușită, veți avea această victorie, totul se va termina cu bine. Ceea ce vă îngrijorează pe dumneavoastră în acest moment, să știți că va avea o finalitate pozitivă. Dragii mei, mai extrag o carte din acest oracol, după care o să închei această etalare. Veți fi răsfățați, veți fi răsfățați, vă veți gândi că Universul, Dumnezeu vă răsfață și vă aduce foarte multă putere, vă aduce înțelepciune și vă aduce forță să treceți mai departe prin sau de aceste idei ale dumneavoastră, pentru că ceva vi se plimbă în mintea voastră de foarte mult timp și nu știți dacă sau nu să luați decizia corectă sau ce decizie să luați dumneavoastră. Vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de mine pe acest canal. Vă iubesc și vă doresc tot binele din lume, sănătate multă și sper ca toate lucrurile să fie așa cum voi vi le-ați dorit. La revedere, dragii mei!